ajutora pe care Mântuitorul a îndurat-o, de toate cele ce i s-au întâmplat, de judecata nedreaptă, de modalitatea în care oamenii cu ușurință s-au schimbat, din a aclama, din a striga, răstignește, răstignește, cu părere de rău față de cei care l-au trădat, care au renunțat la prietenia cu El pentru alte avantaje sau de frică ca nu cumva să fie pedepsiți alături de Iisus Hristos. Iată, am parcurs două săptămâni, putem spune, cu totul și cu totul diferite, speciale și încărcate de lucrarea aceasta mântuitoare și duhovnicească în același timp. Pe de parte, săptămâna Sfintelor Patimi, l-am urmat pe Mântuitorul în fiecare zi, fiecare ceas în Ierusalim, în Betania și apoi din nou în Ierusalim, până la cina cea de taină, prinderea, judecarea Lui, răstignirea, așezarea pe cruce și după aceea așezarea în mormânt. A fost o zi de așteptare, sâmbăta cea mare, pentru ca mai apoi să ne bucurăm de învierea Domnului. A urmat această săptămână plină de lumină, de binecuvântare și de har, o săptămână de bucurie, de încredere, de speranță, o săptămână în care am înțeles că Dumnezeu este stăpânul vieții și al morții, Dumnezeu este Cel care a dat viața și tot Cel care a redat omului prin restaurarea lucrurilor cu răstignirea și învierea Domnului. Ne aflăm încă în săptămâna luminată, ziua izvorului, tămăduirii, o sărbătoare, așa cum aminteam de dimineață, închinată cinstirii Maicii Domnului, arătând că Biserica lui Hristos, iată, tămăduirea este prezentă și că Maica Domnului este cea care devine izvor cu tămăduire pentru toți care suntem cu credință și care, iată, o cinstim, o considerăm Maica lui Dumnezeu, că spune rugăciunea ei, Hristos Domnul, este Cel care face să curgă har peste har. Așadar, parcurgem și această săptămână extrem de importantă, pentru ca de aici fiecare duminică să fie ca un Paște, fiindcă fiecare duminică este ziua în care presupunem învierea Domnului, de aceea fiecare duminică ne trimite la sărbătoarea sărbătorilor învierea Domnului. Nu ne rămâne altceva decât să primim această lumină cerească, mai precis să-L primim pe Hristos în viața noastră și să-i dă voie să lumineze viața noastră ca și noi să fim părtași în învierii Lui. Suntem părtași în învierii Lui Hristos în momentul în care ne împărtășim de Hristos. Ne împărtășim de bucuria apostolilor, a primilor creștini, a celor care au trăit cu totul și cu totul special acele clipe din și pe care noi, an de an, le reacutizăm, le readucem aminte prin acest program minunat liturgic pe care îl avem în săptămâna Sfântelor Pentru Mie, respectiv în săptămâna luminată. Dumnezeu să